stat. Așadar, dragilor, iată-ne din nou la stupine. După ce am alergat de la matematică, să le spunem prietenilor noștri că astăzi am făcut în direct, nu? În salița aceea care avem noi. Corect. Mihaela, ori de câte ori, când mă trezesc și când adorm, mă tot întreb, cum ar vrea Dumnezeu ca, iată, tu să mă descoperi, nu știu în ce prezoare mă descoperi. Doamne, da. Și să fii mămica aceea care a spus, neapărat mă țin cu mâinile amândouă de prof online și vreau să învăț ca să-i pot ajuta pe copiii mei. Ce se întâmplă? Chiar așa, chiar curios, cum m-ai descoperit? Păi, aveam un exercițiu, cred că mai complicat, de 7 stele la mate. Așa. Nu mai mi-aduceam aminte cum să îl rezolv. În disperarea mea că trebuia să ducă cu tema făcută, am căutat pe internet. Așa v-am descoperit. Facem am uitat să văd de unde sunteți. Așa. Și nu v-am căutat, deși apărea numărul de telefon, mi-a fost oarecum jenă și ne-am întâlnit la biserică. Așa. Deci ne-am întâlnit la biserică. Vezi, asta e chiar lucrarea bunului Dumnezeu în final. Exact, și la biserică i-am zis mirumei, zic, îl vezi pe domnul acela? Da. Pe domnul profesor Ursu Profu Online. Te duci și la bordez. Iau vin la mine? Da, pentru că e clar că eu sunt depășită în anumite situații și nu te pot ajuta de fiecare dată. Și atunci, hai să-l abordez cu domnul profesor și să începem să mergem la dumneavoastră, că din Bacău avem șansa asta. Am înțeles. Și așa a fost împrejurarea. Da. Și pe lumea tu ai venit, am fost în biserică la mine, da, nu? Da. Așa spui tu. Așa. Eu nu mi-am amintesc. Da, eu am venit în pagina. Era rușine inițial, dar să vă abordeze, după aceea timid, vă abordați. Da. Și pe urmă ați venit, v-am spus, veniți la mine acasă, aveam tabla acolo și am început treaba. Am început în decembrie acasă. Și-a venit și Daria. Da. Bun. Ce am surprins eu? Prin atitudinea ta, am surprins de fapt pe toți părinții. În final, toți părinții sunt într-o stare de alertă. Nebuniți, așa. Da, așa. Pentru că vor cu toată dragostea și ajute copiii, voi i-ați conștientizat că școala nu merge deloc, și e o problemă complicată, foarte complicată. Eu recunosc. Da? Deci, iată tu, mămică, vii zi de zi. Da? Da. Și mi-aduc aminte cu drag și în felul ăsta o forțești pe Miruna să învețe, pentru că de la ea putere nu face pașii. Dar împinsă, începe să-i placă. Da, știi ce se întâmplă? Pentru că înțelege. Ei acolo, la clasă, au învățat matematica și cu Adi, iată, și pe el și Anca, ați învățat de numcace. Și tu, Anca, ați învățat că la matematică trebuie să înveți niște formule, să le înveți, să le aplici. Exact. Pentru voi asta înseamnă. Azi le învățăm, le uităm și asta e problemă complicată. Ei bine, eu fac altceva. Ați văzut și vă stați dimineață, ce fac? Vreau să vă antrenez ca voi să învățați să mergeți, să voi să puteți duce chestii la capăt. Eu îmi doresc din suflet și rămâne sarcina a voastră, a părinților, cei care se duc din, să spunem, din vorbă, duc mesajul meu, acela de a putea oferi șanse egale tuturor copiilor. Și mă gândesc că pe Facebook, pe ce puteți voi face, să reușiți să transmiteți încât foarte mulți copii stau. Da? Foarte mulți copii n-au șansa să mă fi descoperit. Corect. Voi nu faceți numai lucrul acesta ca și stați la lecție. Lecțiile noastre sunt înregistrate și pot fi văzute, vizionate după aceea. Deci faceți un lucru spectaculos. Vezi, Mihaela, Dumnezeu a ales ca tu să vii și să facem treaba asta și să-i putem ajuta. Mai avem un pas de făcut. Nu știu cum vom reuși ca să putem determina să, pe cât mai mult să se uite pe pe YouTube, online. Pe prof online. Asta e obiectivul numărul. Păi noi cu toții, pentru că suntem rețele de socializare, vom da share ca să, la fel, prietenii din lista noastră, eu am vreo 5.000, mai au și ei câte 1.000-2.000, la rândul lor dau și ei mai departe și tot primite așa. Primite mesajul ăsta, exact. Prof online așteaptă cu nerăbdare. Ar fi păcat ca cineva să, mai ales când dumneavoastră faceți chestia asta absolut gratuit, ar fi păcat să nu exploatăm, să nu vă exploatăm la maxim, recunosc. Așa este. Și să ne rugăm să vă dea Dumnezeu sănătate, că tare nevoie avem de dumneavoastră, pentru copiii noștri, care ăsta e sistemul de învățământ, da? La ora actuală, și să reușim să-i aducem
niște mici matematicieni să facem din ei, că eu deci, să reușim să înțeleagă matematica, știi? Asta e. Că ei acum se află în starea aceea de a înghiți nemestecat. Exact. Și din cauza asta ei se retrag și nu le mai place. Așa. Dar atunci când vor înțelege și au început să înțeleagă, să meargă, atunci când vor înțelege, o să vedeți că eu sunt convinsă de faptul că ei vor iubi matematică. Iar ideea care mi-a venit, că noi am făcut aici lecții de matematică o perioadă, ideea asta de a face și câteva noțiuni de apicultură, cred că este spectaculoasă. Da, adevărat. Pentru că asta înseamnă că ei de mici vor înțelege, nu numai ei, ci ei toți care prin vor ei, toți copiii, da, corect, care se vor înțelege da. Ce fenomen minunat sau ce lucrurile extraordinare se întâmplă în apicultură. Vezi pe băiatul Valentin care ne filmează acum, Valentin vine de la București. Bravo, Valentin! El este apicultor, inginer. Și vrea să facă apicultură. Și m-a descoperit și și-a propus ca să facă treaba asta. M-am întâlnit cu astfel de situații, cu foarte multe ați situații. Ați mai avut aici la Sofia. Am avut pe cineva cu portul. Vite, așa, ca să învețe, da? Vreo săptămână și ceva. Valentin face așa fel că își lasă ale lui treburi, câteva zile de concediu. Și loc să plece la mare. Asta este. Și văd copiii este să stea să doarmă. Sau să meargă la mall. Sau să ducă. Sau la tabletă. Așa. Sau la calculator, la jocuri. Da. El hotărăște să vină aici. Și îmi spune așa. Aseară mergând pe drum, îmi spunea, zice, domn profesor, am sentimentul că, de fapt, asta mi-am și dorit. Să merg la o mănăstire, să mă relaxez câteva zile, sau să ajung la Profonline. Și am zis, Doamne, hai să-l sun pe Profonline. Și m-a sunat și eu i-am răspuns și am spus, zice, parcă sunt la mănăstire. În sensul că, vezi, ne unește, nu e o întâmplare, partea asta, suportul ăsta care este credința. Credința, corect. Deci, când ai credință, toate vin de la sine. Bunul Dumnezeu a rânduit el să vină, să stăm de vorbă și ușor vom înțeles cum mai trebuie. Așa. Ce să facem? Dă pe acolo, pe jos. Ea, nu cred că era o albință, era o muscă. Nu, era o vespe. O vespe? Gata. Uite, mama a găsit soluția. Da. Haideți acum să vedem, copii, ce ne face mătcuța. A fost acceptată sau nu? Da. Pare aia un bigudiu, nu? Aia e un bigudiu. Aia e un bigudiu. Și pe aceea mergem să vedem dacă a făcut ouă. Și vedem pe urmă celălalt lucru, da? Haideți să vedeți. Hai să ne amintim. Anca, hai să-i hopa, copii. Așa am mai spus-o. Hai, Anca, să-i hopa. Câte, câte tipuri de mărci? Sunt trei. Schiu liniștit, de salvare și de roire, da. Deci trei categorii de mărci. De mărci. Cea mai valoroasă este schimb liniștit. Perfect, așa spuneți. Și asta e de salvare, în care noi am pus. Și asta este o mătcuță, nu e neapărat de salvare. Păi de care? N-am de registrat. Criză. Nu știu dacă este de salvare. Nu am reținut-o foarte bine, dar este o matcă adusă din altă parte, care a fost obținută în condiții bune. Așa. Eu vorbesc de originea ei, da? Ok, da? Ok. Și-am adus-o aici și ăstea nu o acceptă. Ăstea. Da, dar tu acceptă. Ia să vedem. Minune. Poate fac și mecheria Doamne care m-a ajuns eu. Doamne, să acceptă. Da, ne dorim foarte tare foarte să foarte tare ne dorim. Acceptat. Și am băgat-o în bigudiu, că am studiat-o după o noapte, o îngrămădeau, nu? Și am văzut că nu-i treaba în regulă. E a doua noapte. Asta e a doua noapte. Sperăm acum. De fapt, o să-i și dăm drumul. Nu le văd prea agitate. Da, sau parcă s-au mai potolit, o să vedem foarte clar. Scoatem rama și o să vedem pe asta chiar de pe ramă. Chiar în bigudiu ce se întâmplă. Deci, totuși mi se pare că nu sunt ele de acord cu ea. Într-o mădușă? Ei, totuși mai are și spații acum de mult timp. Cum mi se pare? Deci, încă o mădușă. Încă, nu? Stau pe ea acolo și... Dar ce spate la să le alungăm? Albinuțile? Uite că ele vin foarte... Agresiv, așa, și vor să o prindă. Deci înseamnă că nu acceptă încă. Încă nu acceptă. Cât poate să dureze situația asta, domnul profesor? Poate să dureze 2-3 zile. Depinde de fiecare nucleu, fiecare cum înțelege. Măi relelor, dar de ce? Pentru că ele au hotărât... Dar ia vedeți, e ok, domnul profesor? Acum vreau să o văd. Pe ea am pus-o pe miere. Dar nu mai contează. Da? Deci am pus-o pe miere.
Da? Este înăuntru. Este vie, da. Trebuie să mișcă. Puneți... Vreți să vă uitați un pic? De ce nu știi să ia copii? Uitați, e vie, da. Este vie. De ce nu te impui tu? Are cum? Ei, nu. Că deja e înăuntru. Sigur că ea e în captivitate. Ce poate să facă este doar atât. Feromonii pe care îi degajă să reușească să se impună prin mesajul ăsta al mirosului ei. Da? Atâta vreme cât manifestarea lor este asemănătoare cu a celor care spun că ar avea o matcă. Dacă ar fi o matcă și îi pune pe una de asta, atunci sigur n-ar accepta-o, niciodată n-ar accepta-o, pentru că intră în contradicții cu feromonii de la cealaltă parte. Dar acum nu există. Dar aici nu am așa ceva. Este surprinzător că după atâta timp face treaba asta. Haideți să facem așa. Eu vă propun să îi dăm drumul foarte puțin și să vedem dacă... Numai un pic, mama, că nu poți să ajungă foarte multe la ea. Acum... Da, dar poți ajunge vreo 4 și o nădușă. Ia să vedem așa, o să urmărim, dacă o nădușă o prindem din nou. Haideți să vedem ce face, interesant. Da, domnul profesor încearcă să intre. Cine încearcă? Uitați, albina aia. Albina aceea încearcă să intre, dar haideți să vedem dacă e aici. Uitați, domnul profesor, că a intrat. A intrat o albinuță? Da, intră acolo, dar deocamdată nu. Încă nu agresează. Intră mai mult, domnul profesor. Faptul că ea nu iese, este semn că are mesajul primit să nu cumva să ieși. Că îți facem felul. Îți facem felul. Am înțeles. Da? Deci ăsta ar fi motivul. Dar haideți să încercăm. Copii, faceți? Așteptați puțin să vedem ce soluție. O să încercăm să vedem dacă o acceptă. O punem așa lipită. Ea va îndrăzni să iasă. Dacă va fi nevoită să iasă. Nu. Nu? Ea va încerca într-un fel să iasă, dar repet, dacă întârzi, este semn că nu acceptă. Pe vedeți, părinte, nu. Da? Așteaptă, dragă, să-i dăm o șansă. Domnul profesor, nu vedeți când intră, vă rog. Auzi, haideți să scoatem capacul. Da, de tot. Nu! Ba da! Îl scoatem. Hai să studiem fenomenul. Da, să-i dăm o șansă, da? Să vedem. Să vedem ce se întâmplă. Ce să facă, totuși să se zbată și ea un pic, să bată, să fie o luptătoare. Două zile am lăsat-o să... Deci avem două zile, s-a făcut film, am urmărit-o. Păi, să facă și ea ceva. Prima noapte, vă amintiți că o stat între ele acolo, tot înghesuită, tot înghesuită și nu a omorât-o. Că v-am spus în 2-3 secunde. Am băgat-o în bigudiu, iar s-au mai obișnuit cu mirosul ei, totuși să-i dăm și ei posibilitatea să facă ceva. Dacă o omoară. Lasă că nu o omoară. Dacă o omoară, nu o omoare, pentru că o băgăm repede în bigudiu. Păi dar albinele deja sunt în bigudiu. Păi da, le scuturăm. Deci după ce iese. Apoi scuturăm imediat, hai să vezi. Dar nu, în momentul în care ea iese, noi o să urmărim când iese. Când iese, o să vedem când iese. Când o să iasă. Ea nu zboară, nu va fugi, va merge așa... Uitați, domn profesor, aici e cu mirosul ei și s-au adunat albinele pe... Asta da, ca să da, da, cu mirosul ei. Că pe celul acela, sigur că da. Vedeți? Încă nu îndrăznește să iasă. Haideți să vedem înăuntru ce-i acolo. Înăuntru? Acum nu mai putem scutura fetelor. Că o scuturăm și pe ea. O scuturăm și pe ea. Păi dacă am scuturat... Așteaptă, Miruna. Așteptăm un pic. Da, 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 da. Nimica nu-i posibil. Uite-te, vine frăguță. Hai fetelor. Dar acolo în bigudiu n-au n-o sufocă, ci pur și simplu... O miros. Iau legătura cu ea, nu? Stau în jurul ei. Hai fetelor. Hai, ieși tu. De ce nu ies, că mi-e teamă ce-mi fac ăstea. Eu v-am spus să nu ies. Nu, o să iasă, o să vedeți, o să fie bine. Uitați că deja am mai intrat una. A, să ieși. Și încă una. Și acum iese una. Da. Poate ușor o să... Ușor. Și-am mai intrat acum încă două. Știți ce facem? O să o lipim așa. Uite, a ieșit. A ieșit? A ieșit, dar și o agață, unde? Da? Unde? Uitați-o aici. Uitați-o aici.
Și se ascunde. Da, uite, uite, uite. Da, dar una o ține de picior. Uite, una se duce după ea, da, uite. Da. Și ea spune, lasă-mă în face. Da, ea pleacă, vedeți? Da. Așa. Uite-o, profesor, aceasta. Da, am văzut-o, într-adevăr. Nu, mai sus e. Unde? Deci, de acceptat, nu a acceptat-o, da? Uitați-o cum o trage, da, e acolo. Uitați acolo, 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 sus, mai sus, acolo. Dă-ți capul. Deci o agață de picior rujbe. Da. Pe aici undeva este, nu? A, domn profesor, o să salvăm, domn profesor. Salvăm? Așteaptă. Da. O salvăm, oricum o salvăm. Ia să vedem. Uite, domn profesor, că bagăm bigudiu din nou. Da. Ia uitați-o pe aici. Da. Și uitați-o cum vrea să nădăște. Da, 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 da. Uite, ce rele, doamne. Da. Uitați câte sunt de ciudate. Uite, asta... Asta e rea, rea. Da. Asta chiar mai peiastă. Da, o agățat-o. Dacă am dat-o pe asta, alta apare. Da? I-am spus, băi, ce ești asta uricioasă? Unde? Ia uitați-o aici. Dar să o salvăm, că n-am omorât-o încă. Nu, nu, nu am omorât-o. Sărăcuța, acum câteva? Nu mai mici. Dar numai câteva, vedeți, da, profesor, da, da, că da, nu da. Toate. Câteva sunt. Deja s-au pus pe ea. Da? O mai urmărim să vedem, oare nu ușor, ușor. Vedeți, poate în clipa, impune, nu? În clipa în care una se agațe de ea, celălalt nu, nu apără, ajută, nu ajută. Garda ei de corp doarme. Nu, dar nu s-a format gardă de corp. Da, n-are. Nu s-a format în clipa asta. Câte vreme nu e acceptată, nu, e acceptată, de... nu există gardă de corp. Uitați-o aici, o și agățat-o asta. Așteaptă că ți-i dăm șansă. Da, hai, punem un bigudiu că altfel o pierdem, da? Așteaptă. Cu ăștia, mă! Nu, 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 nu le agresa. Nu le agresa. Dar le pocnesc. Uitați, domn profesor, că... Încă nu-i timp, ați văzut? Ne-am dat seama de cum se manifesta. Uitați, deja s-a pus una pe ea. Da. Faptul că stăteau acolo și găutau să ajungă la ea să o strângă, să o nădușe, era un semnal. Iar când e de acord, stau așa departe și bat din aripi și face tot spațiul. Deci, v-am încă, spus de la început, nu, trebuie. Încă mai trebuie tatonat. Păuci rele. Da. Deci, matca, cea mai mare teamă are de albinuți. De propriile de fiice. Corect. Dacă în momentul în care propriile fiice, dintr-un motiv sau altul, s-au hotărât să nu o schimbe, să nu accepte, poate mai mult când o duce într-un alt grup de albine. Acum, tot așa căutăm. Haideți să o punem tot pe miere, nu ca să aibă și ea ce mânca, și să o punem într-un ramă asfaltă, spre exterior. Adică să nu mai fie în grup. Dar ce? Uitați cum vine. Da. Imediat au venit. Dar gata că e salvată. Uite că am salvat-o, nu mai fie necăjită. Da? Deci, în clipa asta totul este... Da, domn profesor, că s-au adunat în 5 secunde, s-au adunat mii. Câteva... Cred că m-a pișcat ceva. Câteva 10. Așa. Acum... Au venit repede. O pun tot așa, ca să nu plece bigudiul. Pe jos. Domn profesor, dar da. De ce toți vin viespele la albine? Păi pentru că vin la fura mierea. Păi n-au voie. Păi n-au voie, dar... Asta e preocupare. Să muncească și ele, dacă nu e foame. Dar ele nu au treabă cu făcutul mierii. Ele nu știu să facă mierii. Pur și simplu știu să furi. Asta e. Dacă ele n-au aparatul acela, glanda aceea care să facă, să transforme nectarul în miere. Și un echilibru se produce undeva, ceva se întâmplă, ele, da? Este o legătură care Dumnezeu a rânduit-o și pe noi. Mergem și la așa. Acum, imediat, care a forțat-o să ouă în cușculița aceea. Să vedeți ce am făcut. Ce ați făcut? Am adus-o încoace. Ați adus-o încoace? I-am dat drumul în familia ei, ea s-a dus acolo. A fost imediat, se recunoscut. Da, sigur că da, nu se punea problema. Și eu am luat cutiuța aceea. Și am adus-o cu ouă într-o altă familie, în 66. Aici. Să vedem ce s-a întâmplat. Exact lângă. Deci, când am venit cu ouăle acelea... Mi-a dat mai încolo să treacă și la ea.
Magaș. Iată, copiii, aici ce se află cutia asta. Aaa, uitați-i! Așteaptă. Acolo am construit eu ceva, să vă explic. Deci ați băgat înapoi în familia lui, mătcuța, și? I-au rămas acolo și am luat cutia, cu ramă, cu tot. Și aveam ouă puse pe aici, tu de la, da? Deci, mătcuța ouăoasele în niște cutiuțe, în niște locașe care imită fagurile. Vedeți aici zgăuri, da? Uh-huh. Dar pe partea opusă, da. Eu am pus, așa zise, funduri de celulă. Uh-huh. Are sistemul ăsta, cutia asta, prevăzut așa ceva. Și matca pe care am prins-o eu și am obligat-o să o aici, ea depune și pe în spațiu acela, pe fundul celulei acelea, da? Ei bine, în momentul în care s-a ajunge la a treia zi, ouul acela depus pe fundul celulei, îi se pune un pic de lăptișor și se pornește creșterea larvei. Eu voi veni pe partea asta la altă și iau acest ouușor, dacă ar fi, dar nu este, da. Așa, și îl pun într-un sistem special care înseamnă forma bocii, pornirea bocii, și așa acolo se pornește botca aceea. Este o botcă artificială. În condițiile în care avem într-o familie problema lipsei unei mărci, eu trebuie să reușesc să cresc matca asta artificial, ca în stare de botcă să o duc acolo, că în stare de botcă o accept mult mai ușor. Am înțeles. Da? Da. Deci apicultorii urmăresc să aibă cât mai multe boci crescute artificial, așa. Bine ar fi să fie natural, că natural merg mult mai bine. Orice s-ar spune când facem treaba asta artificial, nu e atât de încântată Albina să întâmple așa ceva. Și lucrurile nu merg grozav. Dar este mult mai bine, pentru că ea va fi luată de la stare de ou și crescută pentru viitoare matcă, nu la stadiu de larvă. Când o ai de la stadiu de larvă, că a pornit albinuța, atunci matca va fi de salvare. Așa va fi o matcă valoroasă, mai ales pusă într-o familie care are nevoie, va fi crescută foarte bine, botca aceea. Și există o întreagă tehnologie, există o familie starter, adică cea care dă startul, și bocile acelea sunt crescute până la un anumit nivel, după aceea mutate într-o altă familie care le preia, încât să aibă cât mai mult lepteșori de matcă și să nu aibă obligația de a crește puiet. Toată atenția să se concentreze pe creșterea boților respective. Am înțeles. Da? Până la noua zi, până se căpăcește. Da. Și la noua zi, când s-au căpăcit, înseamnă că acelea, da, vor fi boți valoroase, luate din capul locului, duc de la nivel de ou. Da. De la nivel, păi, de ou. Aveam, nu aveam într-un, n-ați făcut o chestie din tratat dintr-un stup? Așa. Ați, deci, făcut, că ați zis că le salvăm pe alea, că le duceți... Așa, am făcut. Acum au ecluzionat o parte din ele, deci au acolo... Au ieșit? Da. Deci acelea s-au și împerecheat. Da? Da. Și pe cele care le-ați luat ca să... A scris una. A zis că iese. Care a ieșit prima? Din bocile acelea, da? Da. Așa. Erau vreo 5, nu știu câte erau. Așa. A zis că, credeți că una din că ele... bine ar fi să ajung la timp, erau exact gemene, da, erau naturale crescute. Erau câte 3 acolo. Da, da, erau natural crescute. Exact, acelea, naturale, corect. Da, și urma să pot să exploatez, da, dacă aș fi fost la, așa, timp. Între timp, o ieșit noaptea, eu n-am fost acolo, așa, și una care a ieșit, o lupt pe toate. Aha. Cum? Era de așteptat. Așa. Chiar spunea și Valentin, discutam acolo, trebuie să stai online lângă ele, adică să stai clipă de clipă. Corect. Dacă se întâmplă în cursul zilei, și în cursul zilei trebuie să fii foarte atent, să fii lângă ele. Da. Ai o șansă, dar noaptea ține să te ai stup acolo. Da. Deci, vedeți, în dorința de a se crește cât mai multe mărci, și vrem mărci valoroase, nu de acelea de salvare, se apelează la fel de fel de tehnologii. Una dintre ele, pentru ca să determine, să zicem, creșterea în mod natural, ar fi și aceasta la îndemâna multor apicultori. Iată care și cum arată asta. Ia să vedem ce arată dintr-o cultură acolo.
Nu se vede unde am lăsat-o. Ușor, ușor, nu vă... Ușor, nu vă pocniți. Fetelor, fetelor, voi vă iubiți. Nu, astea sunt gesturi de... Așa. Ia să vedem ce e acolo, domn profesor. What? De ce e pauza? Ce aici? Se întâmplă? Am luat un fagure pe care o matcă crescusă punsese ouă proaspete. Așa. Proaspete, proaspete. L-am feliat. Am scos juvița asta pentru ca ouăle de aici, din partea de jos, da, să pornească boți. Și atât ca și pornit. A, da? Hai. Și alte la nivel de ouă, altă tehnologie de creștere a bocilor. Natural. La îndemâna multor dintre apicultori. Natural. Dacă n-au cutia asta, gentă, nu știu ce, nu știu cum. Iată că pot avea o șansă să-și... Uitați-vă cum au pornit boci. Da, uitați, au pornit boci pe partea asta și aici, aici, câteva și vor porni încă. Cu ouăle nu au ajuns la nivel de larvă. Încă sunt în stadiul acela de bastonaș. Dacă vă puteți uita... primele 3 zile, nu? Primele 3 zile, stau în formă de bastonaș. Uitați, domn profesor, ouăle de trântor și smulte. Acelea da, au fost deja dinainte, da? Dar ce-a făcut matca asta tânără? Au depus în fiecare. Și eu cum am tăiat așa făgurelul, sunt și celule cu ouă în partea asta. Și atunci ele și-au zis, stai o clipă că noi avem nevoie de boci, de măci. Și vor trage câteva boci. Nu știu, 7, 8, 10 boci câte ori leși. Dar asta este o variantă, repet, de obținerea măcilor de calitate, valoroase, valoroase, însă în sistem natural și la îndemâna multor apicultori. Da? Deci mulți apicultori acasă. Dinutele ajung acolo unde e căpăcit? Unde? La să mănânce mierea? Aici? Da. Sub căpăceală? Nu, dar au, nu vor ajunge să desfacă căpăceala decât în ultimă instanță, când nu mai au nicio altă celulă liberă. Sunt zgârcite. Sunt foarte zgârcite, sunt foarte atente. Consumă din... Nu consumă din rezerva care e sub căpăcel. Aceea o lăsăm pentru la iarnă, zice. E treaba făcută, e de calitate, nu punem problema. Aș vrea acum să vă uitați dacă vedeți sau nu ușoarele. La boci? Nu la boci. Să vă uitați în asta, în celula asta. Aha. Uitați-vă așa cu atenție, o să și filmăm. Dacă le prinzi... Cât un bețișor, am zis. Da, da, da. Sunt aici, pe zona asta, așa aici. Pe zona asta foarte... Vă dau copii. Suntem importanți. Parcă se văd, domnul profesor, niște bețișoare. Deci mici, se mici, văd, mici. Da. Da? Da, schimbe așa un pic. Da, 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 dar nu peste tot. Nu peste tot, dar majoritatea, majoritatea se văd. Da, 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 se văd, se văd. E deosebire de... Exact, de una care nu are bețișor. Nimic și alta care are, da? Da, da, da. Ei, bețișorul, sunt ouăle acelea. Alea, primele 3 zile. Da, 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 în primele 3 zile. Aha. El se va pleca ușor și în a treia zi se va... Ia vezi obitare, dacă poți filma. Să duci înăuntru. Nu, fără să faci zoom foarte mare, vii cu asta foarte aproape și să vezi fundul celulilor. Da. Trebuie privit perpendicular. Și trebuie stat fix. Da, mă rog. Ia să văd eu, dacă încerc eu să filmez, că eu știu exact ce anume să încerc. Da, să-mi dai tu mie un pic. Haideți că o țin eu. A, așa. O țin, domn profesor. Da? Ramă, o țin. Domn profesor, da. Dați-mi mie să văd. Imediat așa. Deci, uite așa, dacă vreau, până lipesc. A, da, se vede acum. Deci sunt bastonașele acelea finuții. Domn profesor, da. Care vii de la cutia agentă asta? Cine? A, așa, așa. Vreau să vă spun că folosim... Da. E, ce s-a văzut, s-a văzut. Dar tu mi-ai spus să... Era că le vezi așa. Da, aici. Da, da, cu ochiul liber, dacă te uiți atent, se văd niște bastonașe. Finuțe, finuțe. Și celulele care vârful de acu, da, 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 da. Și astea de ce își bagă capul înăuntru? Ce fac? Vor cât de curând să cercetați, vadă dacă cumva a venit timpul să hrănească. Aha. Dacă ecluzionează. Da, profesor, dați-mi și mie să mă uit. Ia uitați-vă și voi, fetele. Ce sărace să ne uităm.
Deci, uitați-vă în celulă și dacă vedeți acolo cum se văd niște bastonașe fine, fine, dar trebuie să mai schimbați poziția, să vedem. Așa. Da, ce scrie? Se văd niște bastonașe. Da? Acolo sunt ca... ouăle de mată. Acele sunt ouăle. În primele trei zile, așa, e un bastonaș acolo, un firicel. Da, un firicel așa care... Da, micuț, micuț, micuț. Da? Foarte fin, foarte fin. Uita, uitați aici, se vede unul foarte bine. În acesta. Da, peste... Asta, da. Aici. Și dacă te apropii puțin, uite peste. În mai multe, în mai multe. Dar fiecare trebuie să țină, trebuie să țină în mână așa și să privească perpendicular ca să facă descoperi. Vezi vișoarele micuțe albe? Deci ăla sunt două ouăle de mată. Da? Deci cu asta... Foarte drăguț, doamnă. Da? Deci... Stai, că era pe aici. Vezi că ești cu mâna pe albine, Daria, totuși protejează-te puțin. Chiar dacă ești protejată, ești cam curajos. Deci dacă te uiți în ele, în banda asta, de sus până jos și ești atent... Și vezi că niște bastonașe albine. Se vede așa niște bastonașe, niște, ca niște vârfuri de ace. Vârfuri de ace, da? Da, 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 ca ouăle. Astea sunt ouăle de albinuță. Vârf de ac, așa este. Și stau, matcă. Și stau, da, ouă de matcă. Ia să vadă și... Anca? Anca. Deci te uiți, Anca, așa, pe Daria, banda asta. Unde mirul? Și vezi așa ceva. Mirul, dacă i-a lasă. Da, da. Îmbrățișoară. Ai văzut și tu un pic? Da, am văzut că de-aia... Pe banda aceea, dacă te uiți, vezi-o așa prin celulă, tot mai... În fiecare celulă uite și vezi dacă da, vezi așa. Da, un firișor alb, nu? Da, 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 acel firișor alb este... Ouă de mată. Așadar, ați văzut că mare interes depun apicultorii pentru a obține măți de valoare. Tot secretul pentru un apicultor, tot secretul constituie să aibă măți tinere și de valoare. Da? Poftim? În a treia zi. Deci ouă acela... Păi acum, după ziua asta. După ziua asta. Deci ouă stă așa, un pic. Stă perpendicular, cum ați văzut. În a doua zi devine oblic, în a treia zi se culcă și atunci când s-a culcat, și ecluzionează. Iar în clipa în care a ecluzionat, deja găsește lăptișor de mască, da? Lăptișor, adică un amestec. Da, da. Pentru început, neștiind albina, că îi va fi vorba de o botcă. Dacă însă ouă acela este luat și este pus în... În sistem, mi-a arătat, Mihai, tu... Da, Miruna. L-am pus la domnul... Unde era? La Valentin. Da. Da. Deci, dacă a ouat aici pe vârful acesta... Da. Deci dacă a ouat aici pe vârful acesta... Nu da? Aici, dacă a ouat. Atunci eu viu și îl pun aici și am creat forma bocii. Corect. Da? Ce tare! Și ouul acela va fi de la bun început alimentat cu lăptișor de mată și cu hrană specifică mărcii. Corect, pentru că e da? Celula mai mare. Pentru că e deja anunțată, da? E vodcă. Da. E când oprea în lucru, deja cu hrană specială pentru macă. Corect. Iar dacă îl las a patra zi, deci o zi de stă acolo, ei bine, în a patra zi, hrana va fi pentru albinuțe, el neștiind că o voi pune aici. Corect. Da? Adică e de mai puțin. Deci, clar ar fi, precum sunt ouăle de acolo, cu bastonașele când sunt perpendiculare, să le prinde așa, să le pună aici. Asta să o duc de una singură într-o familie care, nu a, care are nevoie de matcă, una, două să le duc acolo, acele vor concentra tot lăptișorul aici și în felul ăsta vor crește niște boci valoroase. Dacă țin un grup mai mare într-o familie de boci de acestea, vor împărți rezerva de lăptișor la toate bocile. Aha. Și atunci, asta e puțin, cât al avem, împărțim la toate, că nu le putem... Corect. Da? Și de aceea nu sunt de calitate. Uh-huh. Așa că apicultorul îi spun următorul lucru. Din experiența mea, îi spun așa. După ce au depus matca în cutia gentă, ouăle, să scoți și să fixezi în botcă direct și împarți peste tot, acolo unde ai nevoie, câte una, două de acestea.
Ei, veți vedea ce boci frumoase cresc, pentru ca că mesajul să fie clar, aia este matcă. Așa, s-o hrănească precum toată rezerva care o are boci, ei, da? Da. Și seamănă, vor fi exact ca bocile de schimb liniștit acelea. Corect, și va fi o matcă valoroasă. O matcă valoroasă. Corect. Asta ar fi ideea. Practica apicultorilor este următoarea. Fiindcă ei nu au nucleile deja formate ca să se ducă să împartă, practica este să crească în suport de boci. Există un suport de cealaltă, vă arăt, nu l-am la mine, se înfingă astea și mai multe boci vor porni din cele care sunt cu mesajul ăsta de a deveni macă. Clar, da? Botcă și marcă, da? Valoroasă. Da, dar datorită rezervei limitate vor avea hrană mai puțină. Mm-hmm. Vor fi pentru botcă, dar hrana, am spus, iarăși are o mare... Trebuie să împartă la toate. Unele nici nu le au în creștere, pentru că nu mai au rezervă. Da? Dar dacă pui mai puține, două, trei, și ai nucleile deja format și le băga pe astea... Păi asta e soluția. Asta e soluția mult mai bună. Așadar, dintr-o analiză atentă, îmi spun că asta merge foarte bine. Ba mai mult, eu am pus matca de ouat acolo, când am venit în partea asta altă, dacă mai sunt ceva și nu sunt ouăle de acolo, riscăm să le mănânce chiar albinele. Și deci n-am, le mănâncă, zice, nu sunt de ale noastre, și le mănâncă și au dispărut. Că n-au nevoie. Ca și cum aș curăța. Nu le greață. Nu fac indigestie. Nu fac asta. Așa, asta ar fi noutatea pe care am vrut să-l poftim. Ba da, domnul profesor, că nu fac indigestie, dar fac diaria. Diaria mea aproape aceeași. Da, din următorul motiv, v-am spus că iarna, datorită faptului că albinuța rămâne în stup, în ghem și pentru a produce căldură mănâncă și nu are posibilitatea să iese la un zbor de curățire, adică să elimine intestinul tot, atunci adună acolo și dă în diarie. Și albinuțele acele vor muri. De fapt este un fenomen foarte neplăcut, foarte neplăcut, pentru că apicultorii sunt dependenți de ieșirea albinei la zborul de curățire. Și ei așteaptă ca prin lunile ianuarie, februarie, să prindă o zi călduță de vreo 10-12 grade ca să le dea drumul și albinul să poată ieși. El nu ies, rămân în ghem. A zis că 17 grade vor. Deci vor sub 17 grade, atunci consumă miere. Da. Dar dacă sunt 10-12 grade, aha, așa, și apicultorul are șansa să prindă ziua aceea. Și se întâmplă la noi mai des, prindem așa zile de 10, 12, 13 grade, atunci și deschide un pic capacul și bate soarele și le dă sentimentul că e bine, e cald, și el iese afară. Și elimină. Și elimină și atunci s-au curățat și este extraordinar. Sănătatea albinilor este asigurată. Iar atunci când se întâmplă să fie o iarnă de asta grea, de 4 luni de zile, 5 luni de zile, țineasă albina, deci prin octombrie s-a întâmplat uneori de s-a instalat iarna, s-a fost frig, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, este masiv riscul. Deci avem mortalitate foarte mare. De aceea, bine ar fi să nu se ajungă să consume albina atât de multă miere ca să producă căldura. Și de-aia vă spuneam, când scade temperatura sub 17, el trebuie să mănânce. Deci să nu fie pus în situație să mănânce. Iar biostupul face chestia asta. Chiar dacă n-am zbor de curățire, faptul că ele stau trei la un loc, se încălzesc una de la alta și nu sunt puse în situația de a consuma. Cum? Și ele nu mănâncă dacă au temperatura... Păi nu mănâncă, că consumă numai pentru ca să producă căldură. Da? Și consumă pentru producerea căldurii și consumă numai pentru a hrăni puișorii mai târziu. Larvele. Dar în rest, ele stau într-un fel de semi-hibernat. Consumul e minim. Foarte puțin, foarte puțin. Au corpul gras, precum ursul. Exact. Așa, deci au corpul gras și mănâncă de acolo. Corect. Da? Corect. Dar când sunt forțate să facă, să producă energie, căldură, atunci mănâncă. Am înțeles. Da? Deci asta este mecanismul. Iar eu am rezolvat și treaba asta. Cu 3 în 1, da? Cu biostupul. Cea mai mare problemă care am rezolvat este aceea, că împotriva acelui, cum se numește, parazit, luptă în mod natural. Nu mai trebuie să facem tratament medicamentos. Adică cu chimicale. Cu chimicale, da. De-a drept. Pentru că
momentul în care se face tratamentul acela, ceara este un foarte bun absorbant și rezidurile de la ardere și ce se imprimă în ceară. Și merea când intră în contact, ea se contaminează. De aceea merea nu mai este naturală, ea a fost contaminată cu rezidurile respective. De aceea zice miere bio, aceea care se obține și din mediul natural bio și stupul este aranjat încât să nu folosim tratamente. Nu folosim tratamente chimicale. Deci eu rezolv treaba asta pentru că am pus la punct tehnologia, pe internet este toată povestea mea pusă acolo de 3-4 ani când lucrez cu biostupul, dar copii, nu mi-ați spus dacă ați găsit matcuța ce n-ați avut timp, iar spuneți. V-am spus, în 2012, în lunile mai-iunie, iunie, și găsiți, iunie, caută da? Pe internet. I-am zis mamei lui Adi și a zis că eu la serviciu am timp și mă uit. Da, să se uite și să vadă, să vedeți asta când matca aceea s-a repezit și devorează. Da? Da. Da? Devorarea mai-iunie? Nu, devorarea mai-iunie, nu așa. Uitați în 2012. Intrați la Profon, hai să vă spun cum s-a ajunge foarte bine. Videoapicultură, după care se intră în pagina Profului online, videoapicultură, și intrăm, și trageți de cursor și vedeți pe ani acolo cursoate. Da? Te duci la 2012, mai-iunie. 2012 și mături mai-iunie și acolo vezi matca care a intrat în copii cu matca care își devorează bocile. Trebuia să spuneți ca să aibă un titlu așa mai cool. Da. Matca și-a devorat rivale. S-a devorat rivale. Nu acceptă, da? Refuză schimbul. Matca care refuză schimbul. Schimbul liniștit. Da. Oi, mai așa, da. Calitate. Din toate discuțiile noastre, hai să facem un rezumat a ceea ce înseamnă pentru voi contactul cu Albina. Ce ați putut înțelege voi? Zi, Dani. Deci, eu am înțeles totul. Zi. Dar totul. Așa. Am înțeles și încă știu că există 3 tipuri de mărci. Că trântorii sunt foarte, foarte, foarte leneși. Așa. Aș vrea și eu să fiu ca ei. Așa. Ok. Că pe 3 grame există mai mult de 10.000 de albine. Deci pe 3 grame foarte bine reținut chestia asta. Că albinele, ca să fac un grăunțior de pol. Cine zice mii cât plec? Cât pleacă, câte rămân în sub și câte pleacă la 8.000 rămân în sub. 8.000 rămân în sub și celălalt pleacă. Dar dacă familia are 50.000 de indivizi? 3.000 pleacă. 30.000 și 20.000 fac. Dați puțin că mai știu, mai știu. Ca să fac un grăunțior de polen, trebuie să viziteze 400 de flori. Deci îți dai seama câtă muncă. Și încă ceva trebuie să spun. Fiecare albinuțele sunt specializate care sunt colegătoare de polen. Deci anumite s-au specializat. Sunt și albine mix care fac și aduc și nectar și polen, dar de regulă sunt o anumită categorie care se duc numai după polen. Sunt foarte deștepte. Deci, știu că există secerișul trântorilor. Așa. Că nu se moare trântorii, că albinele nu mai au măcelul, da, măcelul trântorilor. Că albinele nu mai au chef sau nu trebuie să-l omoare pentru că nu mai face nimic. Știu că trântorii sunt ca ponta. Nu trântorii sunt ca ponta. Albina, regina, da, așa. Regina care nu e de schimb liniștit, e ca ponta. Nu vrea să facă schimbul liniștit. Da. Regine de scaun. Da. Așa, mai departe. Ce mai știu că biostupurile sunt cele mai bune stupuri în afară de cele tradiționale. Da, cele mai bune stupuri, da, în afară de cele tradiționale. Mai bune decât cele tradiționale. Da, mult mai bune. De ce? Da. Pentru că sunt bio. Celelalte nu sunt bio. Astea sunt bio. Mierea se face bio, dar ce ne-a zis domnul profesor despre acel parazit? Că nu mai trebuie tratat cu medicamente. Cu chimicale. Da. Ele singure. Mai știu că albinele sunt alergice la chimicale. Sigur că da. Până acum am spus 10 la profesor, sunt pe bani. Da. Așa. Știu că furtișagul se produce de la... când o albină vrea să fure de la alt stup. Da.
și că se produce datorită neglijenței apicultorului, da. Când în perioadele foarte grele, când nu-i nectar în câmp, albinuțele sunt cercetașele puse în situația de a căuta pe oriunde o sursă de nectar și în condițiile acelea, cum au găsit o ramă lăsată de apicultor, cum atacă? Ele comunică pe... Știu că... Prin acel dans, facă... distanța pe care trebuie să se ducă. Deci, mai știu că ele, ca să facă ceara aceea cu... Celulele acelea, da, hexagonale. Hexagonale perfecte. Se țin în lanț. Așa. Toate. Și câteodată mai dau din picior și spun: lasă, maică, mai lungit! Mă rup în două! Mor aici! Mai știi că atunci când maica se împerechează, da, 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 cum face? Da. Cum îi umilește pe trântori? Merge pe lângă trântori. Vine așa, ca nebunii după ea. Ia, se duce până lângă o baltă. La mare, cum o fi acolo? Da. Merge puțin acolo. Și o viteză, da, așa. Ia o viteză mare, mare, mare. Și apoi se ridică și vede cine cade, adică... Deci, e sigur ca toți, că nu știu să se ridice brusca ea. Din vine trântori, doar 7 sunt aleși. Să fie după 70-80. Și... Că se formează ca o cometă. După ea. Da, după ea. Deci ea merge. Ea leagă, îi umilește. Și mai știu că... Da, asta e 15. Nu contează, ce mai știți? Mai știu că căpăceala este foarte bună la gust și le felicit pe albinele astea care Ce conține căpăceala aia? Pe lângă ceară, miere, propolis și antibioticul acel din bancă. Natural de creează el. Știu că albinele... Care conservantul acela. Știu că albinele scot acum numai atunci când sunt atacate și că ele au alcool foarte, foarte mic și când ți-l bag așa, el încă mai e acolo și pulsează. Și dacă mai știu că albina, dacă își pierde acul, moare. Însă Fispenul face asta pentru că ea pulsează mai multe ori ca să se ducă venit. Da, oricum, mai știu că dacă matca nu este în stup, albinele încep să se oși, fac numai trântori și asta este foarte, foarte rău. Mai știu că albinele la iernat, da, ne pregătim pentru iernat. Ah, da, 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 stai puțin, mama, da, două secunde. Mai știu că albina trăiește 40 de zile, da. Matca trăiește 3-4 ani. Da, matca trăiește 3-4 ani. Mai știu că dacă trebuie să te pregătești pentru iernat, albinele își pună rama, una fix, una lângă alta. Le pune apicultorul. Da, un apicultorul, da, mă scuzați. Dar nu au el atâta forță. Așa. Deci, le pun un fix, le pui apicultorul. Și se strâng în jurul, da, și le pun mâncarea pe sus. Și atunci când spun, hai mă, că mi-e foame, păi trebuie să fac la purtică. Nu, când temperatura scade? Da, așa, da, da, da. Și 17 grade cu plus. Da, ele încep să mănânce ca să... Încep să mănânce ca să se hidrateze. Ca să... Ca să poată... Mai știi. Ghemul. Să facă temperatura acolo. Calvinele, când sunt peste 30 de grade cu plus, încep să dea din, cum ați spus dumneavoastră? Aripi și fac aer condiționat. Da, și fac un fel de aer condiționat. Aer condiționat. Și mai știu, cu albina, o mască, când nu este acceptată, albinele se pun grămadă peste ea și o încearcă să o sufoce. Deci mai știu. Atâtea lucruri superbe au. Cum? Așa. Da, 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 da. Cum o salvăm o matcă dacă putem? Putem o să o luăm și o ducem în casa ei. Da. Sau putem să o punem într-un bigudiu. Să acoperim acelea cu ceară, să o punem într-un loc unde atâta poate să mănânce, ca să nu și obligăm acea familie unde care nu are. Da, să accepte. Da. Și mai știu că ați făcut dumneavoastră un fel de model special la un biostop. Și îl puneți așa și deschideți ochiul acel, nu știu. Asta mod tradițional cu bigudiu, că da, pentru biostop, ochiul, cum se numea ochiul? Avem acolo
diafragma aceea cu patru ochiuri. Da. Și un ochiul de miros, ochiul Hahnemann. Da, ochiul de miros ia se transmite mirosul măcii. Ochiul Hahnemann încape doar mata ta. Nu? Albina, așa. Așa. Se trec de la o parte de alta, da. Și se face Albina tra... să iasă. Da. După ce s-a obișnuit cu mirosul. Știu că dacă lași un stup deschis în greșeală, da, îți duci un furtișan. Asta e fantastic, da, de grav. Deci, și iar e, no, important, important este ca apicultorul să lucreze acoperit, nu cum fac eu acum. Da. Ce s-a întâmplat aici? Vezi, o albină poate să vine și cercetează acum. Deci, băi, zic, băi, de urmă, pot eu lipi să fur un pic de miere? Uite cum stă. Aceea e hoață. Asta care planează pe deasupra și o face cu emoție. Nu, nu, nu se duce deodată. Uite, uite cum se duce. Iar astea stau de pază. Și dacă vine vezerea, fac gata să o agațe, gata să o agațe. Și mai știm că dacă matca a plecat la roire și pleacă, ce? Nu se întoarce în stupul ei, ce se întâmplă? Mai știu că matca, dacă nu se nu e adevărat, și intră în alt stup, deci, în stupul ei. Mai știu că dacă matca pleacă așa să-și caute partener, da, partener valoros, cum s-ar întâmpla pe aici. Așa. Ea poate, să, dacă nu se mai întoarce în minim, să spunem, vreo 5 ore sau ceva de genul ăsta, da, albinele sunt îngrijorate, se duce să o caute, câteva dintre ele. Și da, dacă nu o găsesc, înseamnă orică a fost mâncată de o pasăre, orică a fost rănită, orică a omorât-o cineva, oriceva de genul ăsta. Și albinele încearcă să facă ele ouă. Sau pot să facă... Ce se întâmplă cu stupul ăla? Stupul intră în halucinație. Se besmeticește. Când un grup de albine, câteva albine încep să ouă. Nu numai albine. Pentru că e doar trântor și o să se facă mai mult trântor decât albine și atunci va fi și mai rău. Pentru că trântorii... Deci se fac numai. Da. Deci se fac numai trântori. Mai știi, cred că asta trebuie zice la locul. Nu știu, ar câte la importante ce mai știi. Da, oricum. Ce mai știi? Mai știu că albina hrănește trântorul ca să pregătească pentru întâlnirea cu regina. Și hrănește fain să fie și trântorul, da, valoros. Și dacă este ceva, nu ne-a spus dumneavoastră despre asta, dar eu mi-am imaginat că îl mai duce și pe la școală. Să fie nu mai cred deștept. Nu. Să-i deschidă mansarda. Da, nu are nevoie de școlarizare. Și singura chestie care o face el. Știu. Îl pregătește albina și spune: deci, când vine albina și vrea să păcălească, când vine matca și vrea să vă păcălească, să vulci în apă, tu nu te duci, știi cum? Zbor nu, din școlești așa, nu școlești, nu. Nu, nu, nu școlești, e treaba lor. Treaba lor. E, păi asta nu e mai bine, atunci de ce mai hrănești? Păi ca să facă ouă de calitate. Păi nu poate să facă el ouă, pentru păi că face le... Păi da, el o se împreunează cu mama. Atunci o ajută. Atunci mai mulți trântori, pentru că se împreunează. Și el, trântorul, nu poate să facă ouă, dar el e trântor. Fata, și ea de la trântor. Fata, după nu te făceam pe tine. Deci eu singură, chiar dacă pot să nasc copii, nu puteam să te fac fără taicătul. Așa și al matca, fără tata trântor. Are scris de fată. E prea de vreme. Mai vedem noi mai târziu povestea asta. Povestea este interesantă că întâlnirea cu trântorii aceia, da, produce, dă posibilitatea ca matca să facă ouă. Veniți, să facă ouă. Ați spus, ce mai știu? Mai știu. Mai știu. Mai știu. Hai zi dacă știi. Mai știu că pot, într-un biostop se pot pune 3 familii de albine. Corect, corect. Mai știu. Bă, dar voi mai știți ceva? Voi ăștia al treilea v-ați pisit? Da, da, voi vorbeșeam mai tare, dar voi mai știți? Păi eu zic tot ce știam. Dar ce se întâmplă când pornește pe ramă, pornesc din mai multe părți construcția fagurilor. Fagurile se împreunește exact aici. Așa, așa. Păi asta am spus! Deci se pleacă din mai multe locuri, da? Și crește ușor, ușor și când se întâlnesc bucățile acelea de faguri într-o parte, este perfect. E perfect celula. Mai știu că pui de albina și măcile care sunt acolo se hrănesc cu lăptișor de matcă. Da. Și că la matcă
se umple, cum se numește? Celula. Vodka. Vodka. Vodka aceea, aproape plină, la pișor de matcă, ca să-i ajungă până între a noua, nu până între a noua. La 16-a zi. Da, până între a 16-a. Când ecluzionează. A 16-a zi. Din a noua până a 16-a, îi se pune căpăcel, da? Da. Da. Și își face singură, face singură da. Matca? Da, face... Și cu, totuși o ajută un pic și albinele. Da, stă puțin, stau puțin nu? Lângă. Nu? Ea face singură? Singură, ca da, orice ajută. Albinuță. Aha. Atunci își dovedește forța. Și când... Eu spun cu ajută, știți de ce? Stai. Pentru că mai întâi acel, cum se numește? Căpăcel? Da, vodka aceea e mai groasă și apoi ei o mai subțiază. Ați sensizat că în anumite ajută puțin. În anumite perioade, când curesul este puternic, ele, de bucurie că au o viitoare regină, pun un strat de ceară mai gros. Păi asta, da? Asta am să vă întreb, și nu? Stratul acela de ceară merg până acolo încât și vârful bocei este mai, cu mai multă ceară. Și își dau seama că îi va veni greu mai târziu și atunci ajunge aproape până la, cum se cheamă, pupă. Adică partea aceea pe care și-o construiește în interior matca sau larva care și-o, pentru a se transforma, de ajunge da. Albinuții mai târziu sau matcă și ajunge și subțiază un pic stratul acela. Atunci o ajută. Atunci. Dar dacă e totul natural, o lasă da. Pe stai ea. Și atunci când pune ea căpăceală și ca să-i mai dea de lucru? Când pune... Albinuța. Deci când pune... Mai căpăcește, nu o lasă să iasă, mai căpăcește, nu o lasă să iasă. Aaaa! Ia, așteaptă! Ia! Gata, mai zici la... A, da, asta lasă să mă explice, domn profesor, ceva, închide gura acum. Dar știu ce vrei să spun. Hai, ia zi. Deci, mama spune că ele vor să iasă toate în același timp și când trebuie să iasă mai pun acolo, mai acoperă. Ca să iasă toate în același timp, adică nu chiar toate, câteva. În același timp, să vadă care își să pornească lupta între maci. Să vadă care e cea mai puternică. Corect, mai să faci o selecție, da? Asta s-a puțin, domn profesor, că mai știu ceva. Deci mai zici ce mai știi și pe aceea te mai gândești pentru mâine, da? Ok, promit că asta e ultimul lucru care nu-l mai știu, de fapt, pentru că mai știu așa. Bine. Mai știu că matca este foarte deșteaptă și că, gen, atunci când ea vede că albinele stau acolo și au făcut o altă botcă, da. Ea vine pe acolo, când a spus voi dumneavoastră povestea și a venit puțin și că și-a spus, eu vreau doar să pun niște ouă, că trebuie să mai facem albine, că se împuținează și nu mai avem. Și apoi, când a crezut ea că ele nu se uită la ea, să-și pe ea și-a omorât matca și apoi albinele au omorât-o pe ea. Aici vedem aici cum ecluzionează albinuțele. Ia să vedem. Dragilor, iată o albinuță care ecluzionează acum, da? Ia uitați aici. Așa, iese, da, corect, iese. Ea ecluzionează acum, nu ajută nimic, se descurce, să iese complet. Mai mult o calc altele pe cap. Sigur că da. La fel ce gândește și aici, și partea asta. Uite-mă, da? Uite-mă, mica, da. Uite, ți-a arătat domn profesor. Asta este doică în prima fază. Și asta tocmai acum ieși. Acum, ea este doică. În perioada până la 8 zile, așa. Uite, deci are posibilitatea să se crete, sigur că da. Deci de aici... Uitați-o pe asta de aici, că încearcă din răz puteri să iasă, vreau să mă uit la ea. Da. Deci așa se întâmplă, nu sunt ajutate. Tocmai dovada că ies este faptul că sunt sănătoase. Că se întâmplă că atunci când sunt atacate, atenție copii, să vă spun așa. Ascultați. Este o perioadă când ecluzionează de pe rama asta, masiv, da? Da. A ajuns în a 21-a zi. Deci s-a ajuns în a 21-a zi. Da. Ei bine, vreau să vă spun așa, că în situația în care atacă varoa, păduchile acela, da. Și îi suge limfa, se dezvoltă acolo mai multe fiice cu mama lor, ele nu mai reușesc să taie căpăcelul corect. Doar tai un pic și întind trompa, scot așa, fetele, o dați în ceva să mănâncă, tare sunt necăjită, că nu mai pot. Și nu-i dă nimic. Și nu-i dă, nu? Nu-i dă. Și ce se întâmplă cu ea? Uite, două, trei, patru, în jurul ei. Când care? În jurul cu ei? O ei care vrea, încerc cu mânuța. Da, și dă cu mânuța așa, ca să intre. Uite că iese mama, ea o să iasă până la urmă. Stai mai bine de jur împrejur, căpăcelul. Vreau să fac cum iese, vreau să urmăresc tot. Vreau să vă, de-aia, scos să vedeți asta.
Deci, dar uitați cât ies. Dacă nu au, n-are forță să iasă și moare aici în celulă, atunci o scot albinele. Aha. Da? Înseamnă că ea este atacată foarte mult de, de păduchile acela. Și dacă n-are forță, atunci ele o elimină. Da, după ce au murit. Hai, am înțeles. Da? Sunt foarte multe boli. Nu, du-te, mă, încolo. Acum nu, o vedem, nu, dacă iese ea singură, mamă. Deci, nu, nu, n-a murit. Mai încearcă să iei, ea numai pe aia urmărește. O să da, iasă, da, după da, cum văd eu. O să iasă, dar vedeți că se face cu mult efort. Da. Vreau să văd. Dar asta e moartă aici, domn profesor? Unde? Aici. Ia să vedem. S-ar putea să fie moarte, da? Ia să vedem așa ca fapt divers, că îți spuneam mai devreme. Ce spuneați, că a fost atacată de varoa da, da, și da, n-a da, mai avut putere? N-a murit. Ba da, cred că e moartă și urmează să fie scoasă de albinuți. Nu, domn profesor, că mai dat eu din acere. Ba da. A, uitați de, că ați ajutat-o da, acum. Da, 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 da. A ajutat-o și pe cealaltă, domn profesor. Da. Deci se odihnea un pic, da? Da. A ajutat-o și pe asta, du-te-mă. E, nu ajut. Ce ar însemna? Stăm, să stăm pe fiecare albin să-l da, ajutăm? Să iasă singură dacă e sigur bună. Da, da, da. Ruf, iată, iată, ia asta s-a odihnit un pic, da, și-a căpătat forță și acum se duce. Ajutați-o, domn profesor, de dragul Dariei. Hai să vedem. Haide și gata, care? E ultima, dacă nu se iasă singure. Nu pe aia, domn profesor, pe care asta. Pe asta? Pe aia, da. Acolo-s două, mami. Două vecine. Eu vreau pe asta. Pe aia tu vrei. Așa, hai să vedem ce se face. Uite așa. Da? Asta. Atât, da. Și ne oprim acum. Stai, domn profesor, să iasă. Așteaptă că iese acum. Eu aștept. Huștea, mă. Huștea, mă. Hai că i-a slăgit cam... Da, numai, numai ea se vrea să iasă. Exact. Da, tot am atins-o cu vârful cuțitului da, și zice, am, am agresat-o destul păi, de dur. Așa că nu mai este așa încântată. Păi, ne oprim aici, dragilor. Iată că a ieșit în sfârșit. În sfârșit. Uite și aceasta iese. Da, da, da. Deci mai, ies mai multe, vă spuneam mai devreme. Acestea sunt doicile. Deci în perioada asta... Cele care ies. Cele care ies acum, până într-a opta zi, sunt capabili să crete lăptișori de matcă în cantitate foarte bună. Mare. Domn profesor. Pe când... Astea care sunt adulte nu mai au această capacitate. O au numai în condițiile în care sunt nevoite să, să rea. Bunoare, iarna, nu mai avem doici, nu? Când se începe activitatea. Aici cred că asta a murit. Atunci, noi lasă că o să ia să ia singur, nu-ți bate cap. Așadar, dragilor, v-am... Pe mâine, să vedem. Mâine ce să facem, domn profesor? Ce găsim mai? Tot găsim timpul ceva. Nu se poate. Astăzi, cu ce ne-am ales? Cu faptul că am văzut aici... o nouă tehnologie de obținerea mărților în mod natural, nu? Da. Mod natural. Iată doar mai nu am reușit să salvăm... Domn profesor, sau, să știți că mai știu ce e. Da. Mâine, că mai zici și mâine. Și mâine mai zicem. Ne oprim aici, dragilor, cu drag. Mihaela, ai obligația și tu, Valentin, și cu toți ceilalți. Și copiii. Și copiii. Care cu mare drag. Pe Facebook să ducem mesajul ca să, să putem știți, să ajungem. Am făcut un... Deci, nu am reușit să vă spun. Am făcut un video cu prietena mea și m-a întrebat. Ce faci tu zi de zi? La stupină. Da. Nu, ce faci tu zi de zi? A, și ai spus că mergi la matematică. Merg la matematică și apoi fac stupină și v-am recomandat să vină la dumneavoastră. La proful online să uite pe internet, da, nu neapărat să ajungă. Da, v-am spus, am spus, uitați, să vă uitați pe internet, lecții de matematică. Și lecții de apicultură. Da. Așa. O zi frumoasă, la revedere. La revedere, dragilor, cu drag. Hai, oprește tu de acolo. Hai, bine. Hai să te schimbi.